Este ziua națională, o zi dedicată unor manifestări foarte vizibile care vor să sublinieze caracterul statului român, de stat unitar, de stat de drept, de stat european, de stat membru NATO. Noi, prin manifestările de 1 decembrie, nu dorim doar să omagiem trecutul, ci și să creionăm viitorul României. Viitorul României se bazează pe respectarea valorilor Uniunii Europene, pe valorile NATO și toate acestea au un punct comun foarte puternic, statul de drept. Și atunci, cred că este bine să dăm semnale puternice, lesne de înțeles și de cetățeanul simplu și de diplomatul titrat, că de la vârful statului se promovează curățenia politică. Asta nu înseamnă niciun caz că persoane care sunt acuzate, dar nu condamnate, nu sunt considerate până una alta nevinovate, doar că această nevinovăție este un principiu pe care cu toții îl respectăm și considerăm că stă la baza statului de drept, doar că la vârful politicii acționează și alte criterii.